Intervenție dificilă pentru pompierii buzoieni. Aceștia au intervenit pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins două locuințe și două mașini. Flăcările s-au extins cu repeziciune, ajutate de vântul care bătea cu putere. Pompierii au intervenit cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și cu două ambulanțe smurt. O femeie a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Din fericire, oamenii au reușit să iasă la timp din locuințele cuprinse de flăcări. Incendiul a avut loc în localitatea Cândești, din județul Buzău. Pompierii au fost alertați prin numărul de urgență 112 și au deplasat la fața locului patru autospeciale de apă și spumă. Intervenția a fost una extrem de complicată, asta pentru că în zonă vântul bătea foarte tare și risca să extindă incendiul și la casele învecinate. S-a intervenit pentru lichidarea incendiului cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul se manifesta la două case de locuit, la primul pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, la cea de-a doua parțial pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Vântul bătea cu putere. Unul din proprietarii caselor afectate era la magazin în momentul în care a fost sunat de vecini și a anunțat că îi arde casa. Eram la magazin, doar ce veniserem de la muncă, m-a sunat un vecin că mi-a luat foc casa, dar din păcate luaseră a vărului meu. Când am ajuns aici, foarte puțin să extindeseră și la mine focul și am apucat cu vecinii să, cât de cât să-l stingem, cu furtune de la pompă și să stingem. Ieri au venit repede? Nu, n-au venit repede. Foarte greu au venit și au rămas și fără apă și tocmai acum au ajuns cu atâtea mașini. Au ieșit toți. De casa, cred că două mașini. Primii care au intervenit să stingă flăcările au fost vecinii, care au sărit cu găleți și furtunuri cu apă. Din păcate, flăcările s-au extins cu repeziciune, ajutate de rafalele puternice de vânt. Erau flăcări de la casă, de acolo, până la garaj la mine, că bătea vântul foarte tare. Am scos mașina din garaj, am izgonit nevasta și copiii și am sărit cu furtunul pe casă la oacă. Atâta tot. Asta mi-aduc aminte. Nu știu, au apucat să iasă toți pe partea altă, erau la vecini 20 de metri mai încolo. Se extinde aici ca piesele de domino și pe vântul ăla care era atunci... Da, vântul foarte tare? Foarte tare, foarte rău. Așa ceva n-am văzut în viața mea. Într-un minut totul era cuprins de flăcări. În incendiu au ars și două autoturisme care erau parcate în curtea uneia dintre locuințe. Pompierii fac cercetări pentru a stabili cauza producerii acestui incendiu.